punem pe trei la x plus 2, adică 3 la x. La x ori? 3 la 2. O, 3 la 2. Deci echivalent cu? Da? 3 la x, vorbește ca să scrie. 3 la x ori 3 la 2. Așa, minus 5 ori 3 la x. Egal cu 36. Echivalent cu? Acum avem 3 la x comun. Da. Deci îl scoatem pe 3 la x factor comun. Factor comun. Zicem 3 la x. Pe lângă. Pe lângă. 3 la 2. Așa. Plus 5. Nu, e minus 5. Minus 5 egal cu 36. Echivalent cu? Facem 3 la 2, cât da, face? 3 la x ori 3 la 2. Să nu spui, să nu spui că faci 6, că fug de aici. Dacă vrei să fug de așa, să le lasi sigur? 8. Cum îți fie 8? E 3 ori 3. A. Nu e 2 la 3. 2 la 3. Atenție, 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 3 ori face 8. Iar 3 la 2 înseamnă 3 ori 3. Face 9. De ce ai spus 8? Hai să vedem ce. De ce ai spus 3 la 2 face 8? Credeam că dacă le... Deci e deosebire între 3 la 2 și 2 la 3. 2 la 3 înseamnă că 2 se mulțește de 3 ori, iar 3 la 2, ăsta de sus îmi indică de câte ori mulțesc pe ăsta de pe însuși. 3 ori 3. 9. Deci 9 minus 5 egal cu 36. Egal cu 36. 3 la x ori 4 egal cu 36. 3 la x ori 4 egal cu 36. Acum 3 la x egal cu 36. 36 împărțit la 4. 4. 3 la x egal cu 2. 36 împărțit la 4? 8. 8 ori 4, 32. 39. 9. Și de aici, pe 9 ăsta să scriem ca fiind nu, 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 nu. 3 la câta? 3 la 2. Măi, tare, trebuie să te strigezi cu mine. Măi, hotărâtă, măi convinsă că așa este. Deci vine 3 la x egal cu 3 la 2. De unde rezultă că x egal cu? X egal cu 2. Asta, vreau siguranță și vreau tonul ridicat la mine. Da? Nu mă supăr. O să vezi, nu mă supăr dacă te ridici tonul la mine și te ceri cu mine. Nu mă supăr. Alte chestii. 20. Determinați suma cifrelor naturale. 5. 5 la 2011. 2011. Ori 16 la 503. 16 la 503. Și se determină cât? Suma cifrelor naturale. Ale numărului ăsta? Da. Păi tot tu știi ce e ăsta? Vrei să-l ridici pe 5 la 2011? Nu. Mm-hmm. Nu vrei. Dă un număr imens. Poate e o greșeală. Hai să mai citim o dată. Unde? Determinați suma cifrelor 5 la 2011 și 16 la 503. Trebuie să găsim vreo idee. Că nu ne apucăm să ridicăm la puterea aceea acolo, să vedem, să vedem ce număr e. Fii atent de, Stefania, ar trebui să vedem cât de lung e numărul acela. Așa și plusele numărăm.
să facem suma lor. Mă, nu fac asta. Nu fac asta. Poți să mă bați că nu fac asta. Hai să încercăm. La 5 nu putem umbla deloc. Lăsăm așa. Zicem 5. 5 la puterea 2011 ori, în loc de 16, cât să scriu? În loc de 16, 2 la... Hai, băi, hotărâtă, 2 la, sigur că 2 la... La 4. La 4. Bă, ți-am spus, te cerți, dacă nu te cerți o leacă până seara astăzi, n-am făcut nimic. Deci, 2 la 4, 4, sigur, nu... Dacă eu zic 2 la 5, spun, nu e adevărat. 2 la 4 și nu-i arăți. Pentru că 2 ori 2 ori 2 de 4 fac 16. Ce e mare filozofie? Așa te cerți. Deci, ori 2 la 4, totul la 503. Și că mai departe, cu 5 la puterea 2011. Da. Ori 2 la 4 ori 503. 2 la 4 ori 500, eu zic minus. Tu zici, nu se poate, că se mulțesc aici, da? 2 ori 503. Deci așa trebuie să fii de sigură. Și egal cu 5 la puterea. 2 minus 15. Așa. Ori 2 la 500. 4 ori 3. 12. 2 și 1. 12. Da, 12. Da? Și 4 ori 5, 20. 20. Și egal mai departe. 2012. Văzând aici că e 2011, hai să umblăm la asta. Da. Să scrim 2011 plus un 1, nu? Da. Și egal mai departe cu? 5 la 2011. E la 2011. Ori 2 la 2011 plus 1. 2 la 2011 plus 1. Iar fiind plus 1, știi tu ce trebuie să faci aici? Egal mai departe cu? Egal mai departe cu 5 la 2011 ori 2 la 2011 ori 2. Ori 2. 2 la 1 de el, 2. Da. Și acum, fiind și ăsta și ăsta are același exponent. Da, înseamnă. Înseamnă că poți să scrii 5 ori 2 totul la 2011. Da. Că avem noi o proprietate, uite. Când amândoi, nu, așteptă, dacă amândoi au același exponent, provine de la mulțirea lor totul la 2011, da? Da. Deci egal cu, cât o zici, egal cu 5 ori 2, 5 ori 2 totul la 2011 ori 2. 2. Și egal cu 5 ori 2, putem face, 5 ori 2 este 10, 10 la 2011 ori 2. Ce înseamnă 10 la a doua? Hai să pornim așa un pic, să vedem dacă ne dăm seama. 10 la puterea a doua. Ce înseamnă? 10 de două. 10 ori 10? Da. Adică 20. 10 ori 10? 100. 100? Ne certăm, ne certăm, dar să ne certăm pe bune, înțelegi? Adică pe lucruri corecte. Da. Deci 10 ori 10. Așa? Deci înseamnă 100, da? Da. Adică 1 urmat de 2 zerouri. Asta ne spune câte zerouri să punem. Cât face 10 la 3? În 10 și 3 de 0. Adică nu, un 1 și 3 de 0. Adică cât? 1 și 3 de 0? 1000. 1000. Deci 10 la 3 înseamnă 10 ori 10 ori 10 de 3 ori înseamnă 1000. 10 la 4. Un milion. Nu, eu zice 1 urmat de câte 0 ori? De 4 ori de 0. 1, 2, 3, 4. Adică 10.000. 10 la 5-a. 1 urmat de 5 zerouri. 1, 2, 3, 4, 5. Adică 100.000. 10 la 6. 1 urmat de 6 zerouri. 6 zerouri. Adică? Adică 1.000. Păi 1 milion, da? Ce mai? Deci 1 milion. Ce înseamnă 10 la noi? 10 la puterea 2011. În 10 urmat... Nu 10, 1, 1. 1, 1 urmat de
te rog. Deci egal cu să nu citești, că nu vrea să citești. Deci 1 urma de 1, 2, 3 și așa mai departe. De câte ori? De 2011 0 ori. Asta este. Deci 10 la 2 înseamnă 100, 1 urma de 2, 0 ori. 10 la 3, 1 urma de 3, 0 ori. Deci la 4, 1 urma de 4 și mai departe. 10 la 2011 înseamnă 1 urma de 2011 0 ori. E un număr imens. Nu îl putem citi, nu avem de gând să facem chestia asta. Dar totul te mulți și cu 2. Că numărul nostru a fost mulțit cu totul cu 2. Da. Hai să mulțim ăsta totul cu 2. Uite, dacă ai mulți aici cu 2, ori 2, cât ar face? 2 ori 10 la 2. 2. 100 ori 2. Adică 200. Da. Dacă aici am mulțit cu 2, ar face 2 ori 10 la 3, ar face? 2000. Singurul care se modifică e unul ăsta care se vine în față, 2. Da? Deci 10 și 1 de desubt. Atunci 2 ori 10 la puterea 2011. Deci 2 ori 10 la puterea 2011. Exercițiul nostru este ăsta. 2 ori 10 la 2011. 2 ori 10 la 2011. Va însemna cu 2 în loc de 1, 2 și urmat de câte 0 ori? De 2011 ori, da? 2011 0 ori. Deci, în final, exercițiul care am avut. Zicem, atunci, numărul pe care l-am avut noi, 5 la puterea 5 la puterea 2011 ori 16 la puterea 503 este de fapt egal cu 2 urmat de 0 ori în total 2011 0 ori. 2 de 2000. Și când e suma cifrelor sale? Ca așa ne cerut autorul. Să aflăm suma. Deci ies, suma cifrelor, ies, e egală cu suma ce e egală cu. Dar trebuie să scrie așa. Da. Deci zicem 5 la puterea 2011 ori 16 la 503. Așa. S-e egal cu 2 plus 2 plus următoarea cifră. 0. Da, plus următoarea cifră. 0. 0 plus plus 0 pentru o coloană de 2011 ori. Și cât face suma asta? 2 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 hai să faci numai până aici. 2 plus 0? 2 plus 0? 2 plus 0? A, 2. Păi n-ai 2 face tot timpul, că nu adun nimic. Deci rezultatul este? 2. Deci suma asta pe care am avut-o, au fost corecte, ieșiți-o. Hai să ne uităm încă o dată, că eram în nebuniță, mă gândeam să fac 5 la puterea 2011 și să văd cât face el, și primul să fac și pe 16 la 503, și cât face el, și primul să văd numărul acela, numărul ăsta era. 2 urmat de 0 ori, până în păseam. Da? Îți dai seama, așa nu se putea face, ieșiți-o. Deci era imposibil, de ce îmi trebuie o idee deșteaptă? Și atunci, cu operațiile cu putere ne-au oferit o șansă imensă. În loc să ne ducem să facem imposibilul, deci în loc să facem imposibilul, așa că chiar intrasem în panică, aici a fost poanta, că pe 16 îl scriu ca 2 la 4, și totul la 503, și știi proprietatea, că se mulțesc exponenții, și au dat 2 la 2012, și fiindcă ăsta era 2 la, 5 la 2011 și la 2012, am zis, aha, e 2011 plus 1. Și de unde provine datul mai de o mulțire? Adică 2 la 2011 ori 2. Și acum, dând aceeași și 5 și 2, același exponent, de unde provine, cum se provine asta? La 5 ori 2, totul la același exponent. Ăsta e și motivul pentru care am vrut să fie 2011 și 2011. Ca să aplic proprietatea, să mulțesc 5 ori 2 la 2011. Și 5 ori 2 fac 10. 10. Și 10 la 2011 ori 2. 2.
Și când m-am gândit ce înseamnă 10 la 2, 10 la 3, 10 la 4. Și am descoperit că 10 la 2011 înseamnă 1 urmat de atâtea zerouri. Iar când se mulțește cu 2, doar se modifică cifra din față. Da. Se face 2. Și acum, egășițul nostru însemna 2 la puterea 2 urmat de zerouri cât cuprinde. Până obosim. De 2012 ori. Și suma cifrelor merită să o fac. Da. Că o pot face. E 2. Foarte tare egășițul, nu? Da. Deci nu munca aceea. Aici e tot secretul la matematică. Trebuie să vezi ce ascunde autorul. Pe unde te duce. Da. Ca să găsești ideea aceea frumoasă să poți face egășițul. Altfel muncești acolo, dar nici nu se poate. Chiar nu se poate. Deci spune-mă, ca să fi făcut mai așa muncitorește chestia asta, ne prindea duminica următoare. Așa ar fi lucrat acolo. Nu se poate. Nu plec, nici nu mai... Nebuneam pe table, pereții, scriam peste tot, mergeam pe afară, pe pereți. Numărul acela așa de mare ăsta. Și până ne-am făcut să numărăm zerourile. Stricam vei și toate astea, că aveam și culori pe pereții, toate mă zgâneam. Muncă. Da. Așa trebuie să înțelegi. Că nu se poate face așa decât pe speculație. Alte ești tu? Atât. Ai numai atât? Da, să mai faci. Hai să mai facem vreunul pe acolo. Hai să mai facem de pe aici. Că prea le-am sărit. Mai este unul aici. 50. 50 la puterea 20 ori 2 la 28. Da. E să-l facem și pe ăsta. Apropo de poante de asta, nu? Da, pot să mă duc la bani. Te rog. Hai să faci pe ăsta, dar eu aș fi făcut altele mai frumoșele în una alta. Cu factorul comun m-ar fi interesat. Dar să-l facem și pe ăsta. Hai ca să nu... 50 la puterea 20, nu? Ori 2 la 28. 2 la 28. Deci să facem suma cifrelor acestui număr. 50 la 20 ori 2 la 28. Păi vedem care putem să descompunem. Deci... Eu aș umbla la 28, să scriu ca 20, da. plus 8, nu? Da. Că acolo trebuie să am aceeași. Da. Ia să zici, egal mai departe cu asta. Egal cu 50. 50 la 20, ori 2 la puterea. 20, ori 2 la puterea. Perfect. Și egal mai departe cu? Egal mai departe cu. Având doi aceiași exponenți, poți să-i mulțești și totul la?
Deci vine 50 ori, ori 2. Totul la? Totul la 20 ori 2 la 8. 2 la 8. E egal mai departe, da. Lucrăm. 50. 50 ori 2. Ori 2. Ori 2, da. Poți fac 50 ori 2. Da, 100. Deci egal cu 100. 100 la 20. 100 la 20 ori 2 la 8. 2 la 8, nu vreau știu cât face 2 la 8. Trebuie să calculez. 2 la 8 face? 2. 2 ori 2 ori 2 ori 2 de câte ori? De 8 ori. Deci ar zice așa că vine 2 ori 2 ori 2 de, 2, de câte ori? De 8 ori. 8 ori. Și egal cu. În loc de 10 la, în loc de 100, poți să zic 10 la a doua. 10 la a doua, totul la 20. Totul la 20. Ori? Ori... Hai să facem ăsta, 2 ori, 2 ori, 2 ori, 2 ori, 2 ori, 8 ori. Păi... Ia încearcă tu să vezi dacă descoperi. 2 ori 2. 4. 4 ori 2, 8. 8 ori 2, 16. 16 ori 2, 24. 16 ori 2, 32. 32. Da, 32. 32 ori 2, 64. 64 ori 2, 8. 128. Da, 2. Da, 100. 28. Și acum ori 2. 128 ori 2. 128 ori 2. 2 ori 8, 16. 61. 2 ori 2, 4. 41, 5. 2 ori 1, 256. 256. Ori 256. Egal mai departe cu. Egal cu. 10 la cât ați? 10 la a doua. 10... 2 ori 20, 10. 10 la 40, 10. Ori 256. Da. Și acum... Cât ați face? 10 la 40 cât faci? Hai să zicem că pe 256, să luăm ca experiment așa, 256 ori 10 la 1, cât ar face? Urmai de 0. Da? Da. 2000, deci face 256 și cu 0, adică ar veni 2560, da? Da. Dedesubt, 256 cu 10 la a doua. 256 urmai de 2 0. 256 urmai de 2 0, care face 25.000. Așa. Cât face 256? Urmat de 10 la 40. 10 la 40. 256. Urmat da. De 40 de 0. 40 de 0. Deci eu spun 1, 2 și așa mai departe, puncte, puncte, de 40 de ori. E un număr destul de mare. Nu-l pot citi. Da. N-am chef să fac chestia asta. Egal mai departe. Asta este numărul. Da. Și acum ca să aflăm suma cifrelor. Yes. Yes, va fi egal cu? S egal cu 2 plus 5 plus 6 plus 0 plus puncte puncte plus 0. S egal cu 2 și cu 5, 7, 7 și cu 6, 15. 7 și cu 6? 13. 13. Deci, iată, asta este suma cerută. Da, haideți să mai lucrăm câteva exerciții. Și anume, iată, aș vrea 3. 3 ori 5 la 47 plus 2 ori 5 la 48 2 ori 5 la 48 plus 6 la 4 ori 5 6 ori 5 la 49 e calcul. Primul scriem așa cum e. Deci vine 3 ori. 5 la 47
Da. Plus 2 ori 5 la 47 plus 1. Corect. Plus 2 ori 6. 6 lăsăm, 6 ori 5 la 47 plus 2. 47 plus 2. 2. Egal mai departe și aranjăm. Egal mai departe. 3 ori 5 totul la 47 plus 2 ori plus 2 ori 5 la 5 la 40. Hai, degeaba, nu degeaba ai zis 47 plus 1. La 47 ori 5 la 1. Ori 5 la 1, da. Plus mai departe 6 ori. Plus 6 ori 5 la 47 ori 5 la a doua. Așa, egal mai departe cu. O a apărut peste tot. Cine a apărut? 5 la 47. 5 la 47, care e comun. Și îl scoatem acum. 5 la 47 de pe lângă. Din primul avem 3. Plus 2. 2 ori 5. Da, 2 ori 5. Plus 10. Plus 10. Plus 6 ori. 6 ori. 5 la 2 e 5 ori 5. 25. 6 ori 25. Ce egal mai departe? Cu 5 la 47 înmulțit cu 5 la 47 înmulțit cu înmulțit cu paranteză, facem calcul. Poftim? 3 plus 10, 13. 13. 13 plus 6 ori 25. Și luăm deoparte. 25 ori 6. 6 ori 5, 30, 0 și 3. 6 ori 2, 12, 12 și cu 3, 15. 150. 150. Ca să faci mai repede, gândim așa. De 4 ori de 25 faci 100. 25, 25, 25, 25, fac 100. Și mă rămas de 2 ori de 25 și face 25, 25, iarăși 50, cu 100, 150. Ca să facem mai rapid, da? Și egal cu 5 la 47 ori 5 la 47 ori 13. Adunăm 13 cu 150. 163. 163. Mai facem cu unul. O venit seria cealaltă? Da. Da? Suntem. Hai să mai facem cu unul și pornim repede. Și cu ei. Aha, că vine timpul. Da, ne oprim aici. Mai lucrezi tu de ieșiții de astea cu scoaterea în factor comun. Da. Ți-o dat, numai câte unul la fiecare. Da. Dar știi ce trebuie să faci tu? Să le faci. Îi faci pe toate, nu câte unul acolo, ca așa, câte unul. Și ai văzut modelul cum ne-am făcut și îl faci pe toate. Facem promiția asta? Da. Și promiți că te ceri cu mine data viitoare? Da. Așa. Așa. Bine. Hai să opresc camera. Hai, tot.